Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri prognoza meteo pentru intervalul 13 iulie 10 august. La început, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite, apoi spre finalul perioadei, în special în regiunile sudice, temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice. Săptămâna 13-20 iulie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea nordică a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Săptămâna 20-27 iulie, temperatura aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile nordice, dar și ușor mai ridicate în sud-est, iar în rest temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților meridionali. Săptămâna 27 iulie 3 august, temperaturile medii ale aerului se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord a țării, dar și ușor mai ridicate în sud și sud-est. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile din sud-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Săptămâna 30 august, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în regiunile sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval în toate regiunile. ANM precizează că estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe medie durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 1993-2016. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.